În premieră, studenții Facultății de Protecție, Pază și Securitate a Universității de Educație Fizică și Sport participă la Campionatul Mondial Bodyguard 2017. Tinerii au fost selectați pentru pregătirea lor intelectuală și fizică. După antrenamentele în aer liber, tinerii simulează evacuarea unei persoane care a fost rănită. Și emoții mari pentru că suntem practic cei mai tineri din toți participanții. Suntem într-un regim de dimineață de la 1:30 până la 5 seara numai în antrenamente. Pe viitor vreau ca să merg pe domeniul ăsta. E o profesie cu multă adrenalină, cu mult risc și mie personal îmi place. Următoarea probă este cea de arte marțiale. Proba de tragere este la fel de dificilă. Toate probele sunt similare cu cele ale angajaților Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Este o oportunitate și este o modalitate de a testa calitatea serviciilor educaționale pe care le prestează Facultatea Protecție, Pază și Securitate. Pentru noi este o provocare la care credem că o să facem față și o să reprezentăm țara la un nivel înalt. Acțiunea se va desfășura în premieră în Moldova, în Piața Marii Adunări Naționale. La concurs participă 18 echipe din 18 țări. Partener media general al campionatului Bodyguard 2017 este Postul TV Canal 3.